Vreau să citesc cuvântul Domnului în seara aceasta. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 3 și așa cum știți, urmează în seara aceasta cea de-a cincea biserică, nu biserica numărul 5, știi că în unele orașe ai zice unde mergi, la biserica 5, la biserica 4, la... În seara asta ne ocupăm la rând de Biserica din Sardes și așa că aș dori să deschidem cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 1, pagina în Biblie, de fapt cred că nu mai trebuie pagina. Așa cum știi Geneza, știi și Apocalipsa unde e, că e la final, da? Îngerul lui Bisericii din Sardes scrie -i. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele știu faptele tale, că ți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în de câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în astfel de haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Haideți acum să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, o seară binecuvântată, ne-am închinat plăcut și bine înaintea Domnului, s-a cântat în seara aceasta, ne-am și rugat, parcă a fost, zici că am avut musafiri în seara asta. Domnul să binecuvinteze corul de tineri, Domnul să binecuvinteze pe cei ce ne-au condus în închinare și Domnul să binecuvinteze toți tinerii din seara asta că nu vă mai puteați opri de la cântare. Slavă Domnului pentru lucrul acesta! Acum aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și în seara asta o să ne aplicăm urechile, ochii spre biserica din Sardes. Cea de-a cincea biserică, o biserică destul de grea, pentru că seamănă cel mai tare cu noi. Și când seamănă ceva cu tine, e foarte greu să vorbești. Dacă ar semăna cu alții și ar trebui să spui despre alții, cum e specificul nostru românesc, da? să spui despre alții, să vorbești despre alții, atunci ar fi mult mai ușor. Dar în seara asta o să vedeți că Sardesul îi biserica aceea care se aseamănă foarte bine cu noi, cu generația în care trăim noi acum în 2023. Sardesu tradus înseamnă cei salvați. E ciudat că să, te cheme cei salvați și totuși Dumnezeu să zică ești salvat, dar ești mort. Ești mort. Sardesul era un oraș situat pe un platou foarte înalt, cam cum îi, cred că s-a mi i-ai dus la Deva la cetate. I-ai dus, uite, o zis Ami că v-a la cetate, la, la Deva. Sar de cam cum era cetatea Deve. Eu am urcat de mult ori și când m-am însurat în costum de mire și Dan în roche de mireasă, am mers sus acolo pe cetate, dar n-am mers pe jos. Am mers cu telescaunul. N-am avut curajul să urc pe jos, că eram foarte slab și nu mă țineau picioarele. Acum, din cauza greutății, nu mă mai țin picioarele să urc. Tot cu telescaunul urc. Sardesul era cam cum e cetatea Devei așezată pe un platou foarte înalt, numai diferența era că în Sardes era o singură cale de acces. La cetate, la Deva, poți urca pe mai multe părți. Eu am urcat pe, pe mai multe și băieții, frații din Deva, la fel, de asemenea, și ei au urcat pe mai multe părți. o avea privilegiu și siguranța că era foarte greu de atacat, că avea un singur drum. Și n-avea pe unde să fie atacată din pricina că pe marginea drumului ăstuia care urca la sar de sus, erau niște prăpăstii foarte adânci și nu se încumeta nimeni ca să atace Sardesul. Și știți ce-i treaba? Când ești în siguranță, Sardesul, știți ce au făcut? Pentru că aveau siguranța de platou, sus, un singur drum și prăpăstii multe pentru vrășmași, știți ce calitate între ghilimele au avut? Sor de lăsat. Sorcul capă urechea, pe noi nu ne atacă nimeni. La noi, Acisul, noi suntem așa de sus, noi suntem așa de tari și de mari, că pe noi nu ne poate ataca nimeni. Și ani și ani nu a putut să fie atacată. În momentul când siguranța asta falsă a început să pună stăpânire pe inima lor, cei din sardes, știți la ce s-au dat? La distracție. S-au dat la distracție. Că uitați-vă, traiul bun banii mulți, știi ce face? Te dedă la distracție. Viața bună, nu război, nu boală, nu suferință, nu... Când a început războiul, deja omul s-a apropiat de Dumnezeu, când a început boală. Dar liniștea asta, siguranța de sus de pe platou, eu am împins și ăștia nu făceau altceva decât să duc o viață de distracții. Pentru că poziția geografică, le converea lucrul acesta. O siguranță, dar totuși era o siguranță falsă, pentru că în 549 înainte de Hristos, Cir, împăratul Cir, îi atacă. Știți cum i-a atacat? O văzut că ăștia erau pe distracții. Și omul când se distrează, aude foarte rău, aude foarte greu. Că e muzica la maxim, bucuria e la maxim, dansul la maxim, băutura, toate e la maxim și atunci au, au, oamenii de distracție au probleme cu urechile. Și Ciro specula lucrurile ăsta, ăsta că ei nu erau atenți să păzească. De aia Domnul le și spune, și o să ajungem și acolo, le și spune, păzește. Pentru că ei s-au dat la distracție și au uitat să mai păzească. Și atunci ce făcut? Ciro, au făcut? trimis niște soldați care au rescaladat zidurile, au sărit de pe zid în, cetate și au deschis porțile. Pentru că cei care trebuia să păzească cetatea, ei erau la mâncat și la băut. După aceea, la, la ceva vreme, Alexandru Macedon din, din nou îi cucerește și după cele două mari cuceriri, Sardesul nu a mai avut niciodată faima de dinainte. Pentru că uitați-vă și în viață, cu cât te atacă vrășmașul mai tare, cu cât te atacă păcatul mai tare, cu atât ați pierzi strălucirea care ai avut-o înainte. Cu atât ați pierzi, de ce îți pierzi uh, onestitatea, curăția uh, copilăriei, adolescenței pentru că îl lași pe diavolul să muște din tine. Și cu cât te, te uh, asaltează unul, cât, cât te asaltează altul, cu cât diavolul mușcă din tine, cu atâta îți pierzi strălucirea. Sardesul s-o uh, confrunta cu lucrul acesta pentru că și-a pierdut după astea două războaie și astea două cuceriri, ei tot acolo sus erau, dar nu, era mai, nu mai era interesată lumea de Sardes, pentru că și-o pierdut din strălucirea care o avea înainte cu toate că orașul trăia în idolatrie, erau dedați la fel și fel de păcate, nu vreau să le amintesc, cu toate că orașul era de dat la idolatrie, la păcate înaintea lui Dumnezeu, biserica a avut o perioadă de strălucire spirituală. Auziți ce spune versetul 5, versetul 3. Aduți aminte. Știi ce înseamnă cuvântul aduți aminte? Înseamnă că o fost ceva bun înainte, o fost ceva de calitate. Biserica din Sardes, deși orașul era un oraș păcătos, era să zic ca Timișoara, dar poate că nu-i rău să... Nu? Câteodată vedem și noi ce se întâmplă pe străzile noastre, aici în, în oraș. Cu toate că orașul era în, se cufunda în păcate, biserica din Sardes a avut o perioadă de strălucire. Și Domnul vede lucrul ăsta. Îi pune să-și aducă aminte, să se uite în trecut ce strălucire au avut. Ce e, perioadă de, de strălucire spirituală. Și e, le spune Domnul așa, aduți aminte cum ai primit și cum ai auzit. Înseamnă că au avut perioadă de curăție spirituală. Păcatul era în jurul lor, dar nu era păcat în ei. Știți ce s-a întâmplat? Odată cu trecerea vremurilor, viața spirituală a început să decadă. Dacă nu mai crește, încep să decazi. Vă fac numai o paranteză. Am un prieten ce a avut înainte, acum nu are numai vreo 110 kg, înainte a avut 240 de kg. a la pian, nu se videa pianul de el. Așa, așa era un băiat puternic, e un prieten bun de-a meu. L-am întrebat, Florine, zic, cum de-ai ajuns așa? Și mi-a zis, mi-a dat o lecție ce am ținut o minte și o țin minte pe toată viața. Puteți să o luați și voi pentru viața voastră. I-am zis, Florine, cum ai ajuns, domne, așa, în halul ăsta? Și el foarte deschis cu mine, a zis, frace Daniele, era dintr-o zonă aceea aproape de timp și zice, frate Daniele, știi cum e? Omul dacă nu mere înapoi, mere înainte. Mă, el mi-a zis sub, forma: formă, da, eu am zis, ăsta e adevărul. Dacă nu merg înainte, mergi înapoi. Dacă nu mergi înapoi, mergi înainte. Biserica din Sardes s-a confruntat cu situația asta. Nor, ei s-au mulțumit. Am ajuns la un, la un apogeu în mintea lor spiritual. Suntem bine, avem seri extraordinare și s-au oprit de acolo. Știi ce s-a întâmplat? Exact ca în pantă. Când nu te mai simți frânele, dacă nu-i dai talpă la motor să urci înainte, nu mai vezi cum, cum, cum încep să cobori. Așa au fost U Au o ajuns, odată cu trecerea vremii, viața spirituală să decadă. Istoria ei, istoria bisericii. Au început să semene cu istoria orașului. Decăzuți erau în oraș și-au or ajuns să fie decăzuți și în biserică. Dacă au, și vă spun un secret din slujire, dacă au păstori în vârstă o teamă față de vremurile care vor veni pentru noi, generația tânără, știți ce teamă au? Că biserica va semenea cu orașul. Asta e mare teama slujitorilor pentru vremurile care vor veni. Știi cum îți dai seama cu o biserică sau un om o început să decadă? Ca să înțelegi. Pentru că îți și unii care o să vedeți că aici, astea sunt întrebările care le pune omul care a început să alunece la vale. Te întreabă cum e cu băutura. Ăla e primul, e un lucru care, care începe să arate că un om înce -o, o ia la vale. Începe să te întrebe de băutură cu, fără, puțin, mai mult, ăsta e un semn al decăderii. Domne, dacă o divorțat, mai are voie la amvon. Știi ce e asta? Un semn al decăderii. Ăsta, ăsta erau înainte lucruri care nu se negociau. Și sunt foarte multe lucruri. Noi acum începem să le negociem. Decăderea bisericii începe cu negocierea neprihănirii înaintea lui Dumnezeu. Dar la noi se poate, dar la noi e așa. Dar ce era înainte, era păcat, Acum nu-i păcat. Știți ce arată? Că biserica începe să semene cu orașul. Aici e marea problemă. O început biserica din Sardes să semene cu orașul după ce a avut o perioadă de strălucire spirituală. O început să semene foarte tare cu orașul. Și știți ce se întâmplă? Biserica și-a pierdut strălucirea spirituală, ajungând o ruină. Asta e marea problemă. O crezut că o să fie sus, o să fie vârf totdeauna. Și din cauza nevegherii, o ajuns să fie o ruină. Să fie pe un platou înalt, exact ca cetatea de vei. Pe un platou înalt, văzută de la depărtare, dar nu-i nu cetatea de vei. Acolo scrie greșit cetatea Devei. vei. Nu-i cetatea, îți ruinele cetății Devei. vei. Așa era Sardesul. Nu, era, nu mai era o biserică vie, ci era o biserică ruinată. Veneau domne la adunare, că de aia domnul le vorbește nu era biserica goală, dar problema era că era într-o ruină extraordinar de mare. Or ajuns să fie, să fie morți. Cei salvați, că ăsta-l numele lor, cei salvați, Orajun ajuns să fie morți. Salvat, dar mort. Mort, dar salvat. Ăstea parcă nu bat una, nu bat una cu cealaltă, știi? Starea lor de atunci, știți care e problema? E și starea noastră de acum. Aceleași întrebări, de decădere, aceleași lucruri care ne fac să, să o luăm la vale, la coborâre. Și mesajul din seara asta, mesajul bisericilor din Apocalipsa, se adresează pentru fiecare generație. Pentru că auziți ce spune versetul 6, unde am încheiat citirea? Cine are urechi să asculte ce zice? Bisericilor, nu bisericii, bisericilor. Adică generației uh, viitoare, generațiilor după generații Duhul le vorbea și zice să asculte ce zice bisericilor Duhul În seara asta o să vedeți și o să vedem Că ne asemănăm foarte tare cu Sardesul Domnul are ceva pentru, pentru biserica din Sardes Și Domnul începe în textul acesta cu diferite constatări Cu câteva constatări Și constatările Domnului... Uh, încep dureros, încep așa parcă fără anestezie. De fapt, la mor nu trebuie anestezie, nu? Se face la autopsie. Cine-i la medicină și merge pe medicina legală? Chiar avem legiști aici. Vreunul la medicină legală. Ei cineva? Mâna sus. Ca să știm la cine apelăm, nu? Să vedem dacă se face anestezie. Nu se face anestezie. Și așa începe Domnul. Începe și le spune lucrurilor în față. Nu ia uh, o seară deosebită, suntem extraordinari. Nu, Domnul știi cum începe? Le spune direct pe față, zice, îți merge numele. Vine Domnul și le spune aici în versetul, direct din versetul 1. Zice, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești. Adică ești numai etichetă. Adică numai reclamă, numai... Uh, ce punem pe ecran? Cum îi zicem? Scap acum, înainte cu o săptămână. Afișul. Afiș puternic, dar înăuntru conținut zero. Conținut, nu slab, zero. O zis domnul, voi vă țineți de etichetă. Știți că trăim o generație a etichetelor? Să arăți impecabil, să dai impresia, să arăți extraordinar, să te comporți, nu cumva să îți bage cineva de vină te, totdeauna ești foarte atent uh, și cu coada ochiului ca soacra să te uiți în spate, să vezi ce zice de tine. Ce zice Domnul, văd că te ții puternic. Asta e prima constatare care o face Domnul. Te ții foarte puternic de etichetă, de nume. A doua constatare care o face Domnul, știi ce spune? Ești mort, ești fără viață. Ăștia puteau să spună, domne, stai un pic, nu poți să ne spui chiar că suntem fără viață. Că vă spun, am mers în unele biserici, domne, ziceai că ești la cimitir. Numai piatră, frig și nimic. Toată lumea era împietrită. Mă gândesc de multe ori când merg la evangelizări, nu știu în ce biserică ajungi. Dar totdeauna mă rog, Doamne, să nu fie din ăștia amorțiți. Să fac 300, 400 de kilometri, 500 și să mă duc acolo și ei să se uite la, ca la YouTube. Păi mai bine, uite-te, domne, la YouTube. Dacă tu nu poți să scoți un cuvânt pe, pe gură, să spui un amin. Și vine Domnul și le spune, sunteți morți. Ei puteau să zică, stai domnule un pic, cum te ne spui nouă că suntem morți? Ia să mai întrebăm noi pe cineva dacă suntem morți. Nu ne luăm noi după prima impresie. Că nouă ne spus alții că nu suntem morți. Știți că la boală uh, întreb mai mulți medici când ești bolnav. Zici, domne, mă duc și la o clinică, mă duc și la Paul Medelean să facă un, un eco, mă mai duc și în altă parte, mai întreb și un medic și un altul, așa? Cer părerea la mai mulți medici, dar vă întreb, când îți moare cineva în familie, întreb mai mulți legiști. Auzi, o murit mătușa, să nu dau neamuri mai apropiate, da? O străbunică. Și zici, băi, eu nu cred că îi punem eu un sicriu, că eu o duc la legist. Eu o duc în altă parte, că eu n-am încredere în tine, că tu îmi spui adevărul Că e moartă străbunica. Face cineva așa ceva? Nu. Domnul vine și le spune în față. Vă țineți de etichetă. În al doilea rând, sunteți morți. Vorbiți, dar sunteți morți. Asta e a doua constatare care o face Domnul. Și să știți, la urma urmei, mortul, tot mort rămâne. Că e în casă de aur sau că e pe pământ în șanț, e tot mort, așa e? Biserica. Aceia care și-au pierdut dragostea, relația cu Dumnezeu, poate să aibă cele mai impunătoare clădiri, poate să aibă cele mai frumoase mesaje, cele mai uh, urmărite trupe și predicatori. Dacă și-au pierdut relația cu Dumnezeu, biserica aceea, Dumnezeu constată în dreptul ei, e o biserică moartă. Știți ce îmi doresc? Generația tânără să fie o generație vie pentru Dumnezeu. Serile de tineret să cântăm cu toții, nu numai în seara asta. Asta, să fie numai așa o pornire, așa de primăvară. O pornire de primăvară. Dar dacă vii la casa lui Dumnezeu, nu sta ca un mort, să nu zic altfel, nu sta ca un mort în casa lui Dumnezeu. Domne, nu cânți. Păi deschideți gura, mai ales că voi știți toate cântările. Eu, de 40 de ani, cu Sami, noi ne mai uităm, bă, știi cântarea asta? Nu știu, nici eu nu știu. Noi că suntem altă generație. Dar voi le știți. Că sunt ăstea le ascultați. Păi dacă oricum o asculti în mașină cântarea, dacă oricum ești aici la biserică și știi, se afișează, păi deschide gura, nu sta ca un mort. Deschideți gura, roagă-te înaintea lui Dumnezeu, cântă! Pentru că dacă nu, Dumnezeu va trage uh, uh, același, uh, aceeași constatare în, în dreptul tău, ca și în dreptul bisericii din Sardes. Vii la biserică, plătești cotizația, stai pe un scaun, dar ești mort. Să ne ferească Dumnezeu pe toți de lucrul acesta și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al treilea lucru ce constată Domnul în textul acesta, știți ce constată? Că era o biserică doar cu trecut. Era o biserică cu foarte mult trecut în spate. Avea un trecut extraordinar. Toți erau. Se culcau pe. Domne, la noi în biserică. La noi în biserică pe vremuri. Ce era pe vremea lui Ceaușescu? Eu nu sunt curios de oamenii care îmi povestesc din trecut. Ăștia îți povestesc despre muzee. Ați înțeles? Când auzi, frate, eu pe vremea, băi, dar eu, înseamnă că eu vorbesc cu un mort. Dacă tu -mi vorbești de trecut, înseamnă că eu vorbesc cu un mort. Biserica aceasta vorbea totul era pe trecut. Tot ce s-a întâmplat bun, era întâmplat în trecut. Știți că sunt unii care ne... Do, acum generația tânără nu mai e nimic nu se mai întâmplă nimic. În generația mea, când eram eu copil, cu 70 de ani, când eram eu, dar eu știu ce le spun la oamenii ăștia care trăiesc, dar se uită foarte mult în trecut, știi ce le spun? Eu stătă lunea aci între tineri și nu numai lunea. Eu știu că Dumnezeu are în generația tânără, are oameni care trăiesc cu Dumnezeu. are, are tineri în generația noastră. Dumnezeu are tineri sinceri care trăiesc curat cu Dumnezeu, care uh, formează prezentul bisericii. Nu cum când eram eu copil. Ăștia mici, e generația de mâine. Să ne ferească Dumnezeu. Să vorbim de o generație, o generație de mâine. Ci totdeauna să vorbim de o generație a prezentului. Voi, noi suntem generația de astăzi și generația de mâine. Dar nu numai generația. Că dacă tu zici că ești generația și crezi pe ăla care îți spune că tu ești în generația de mâine, astăzi diavolul se va ocupa de tine. Dar tu dacă de astăzi tu înțelegi că ești generația care trebuie să trăiești, să umbli și să lupți pentru Dumnezeu, tu înțelegi că Dumnezeu îți dă și viitor. Dar -o nu -o să stai cu prezentul mort și să crezi că viitorul o să fie strălucit. Ca asta făceau ei. Aveau un trecut, un, uh, un trecut strălucit, un prezent mort și s-au gândit cum cântă Ovidiu Iliteanu. Hai în rai, ce mai stai? Știți cântarea? Nu? Asta, e, asta era dorința lor. Gata, domne, mergem toți în rai. Și intervine Dumnezeu și spune, nu, 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 nu se intră așa. Nu. Uitați-vă în biserica din Sardes. La ei eroii erau în vitrină, sfinții erau morți și în biserică erau numai slujbe. Era, mirosea numai atămâie. Cum e? Frate, noi de la șase la opt. Noi nu trecem peste program. Noi atâta, o oră, jumate, o oră, două ore, ei se țineau strict de program. Și vine Domnul și spune, ești o biserică care ai numai trecut. Vorbea Domnul și spune, adu-ți aminte, adu aminte, ai mult în trecut, dar în prezent, totul este mort. O altă constatare care o face Domnul în textul acesta, Domnul arată că biserica aceasta era o biserică fără mărturie. Erau o biserică ce avea, nu că numai ei erau morți, și mărturia era moartă. Auzi ce spune cuvântul Domnului în versetul, în versetul, 4. Vine cuvântul Domnului și spune așa. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Știi ce arată asta? Că majoritatea bisericii din Sardes, nu știu să vă zic procentaj, dacă îmi spui câteva, câteva, nu știu, nu vreau să zic un număr, dar ceva foarte puțin. Știi ce zice? Mărturia e moartă. Îs câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Restul erau mânjiți. Dom'le, păi tot, toți fac așa. Eu știu biserica aia care și ei fac așa. Și atunci, e normal decât să te chinui să mergi în prezența lui Dumnezeu, să urci în prezența lui Dumnezeu. E mai ușor să te duci la vale cu toată lumea. Dar știi ce e frumos? că în orice generație, cât e de moartă, cât e de mânjită, cât îi de păcătoasă, Dumnezeu și-o păstra Sfinții Lui. Câteva nume. O zis Domnul, eu îi cunosc pe nume. de nu o zis Dumnezeu câțiva. O zis Dumnezeu câteva nume. Pentru că Dumnezeu, eu nu-i cunosc. Nici, nici, un teolog nu a reușit să cunoască cum îi chema pe ăia care erau cu ainele nemânjite. Dar eu sunt convins de ceva. Dumnezeu îi cunoștea pe toți. Dumnezeu știa pe fiecare pe nume. Nu au fost probleme să zic eu, nu știu, la grămadă. Cred că grupul ăsta, ăștia par așa mai pocăiți. Nu. Domnul știa pe nume. Chiar dacă trăiești acum, voi știți mai multe dintre voi, dragi tineri, voi știți care-i. Pare rău că se transmite live. Voi știți care e cu mânjeala, cu. Nu mai zic mai departe, da? Dar știi ceva, tu știi și Dumnezeu îi știe. Dar îți spun, tu păstrează te curate că Dumnezeu te notează. Dumnezeu te va da exemplu, Dumnezeu va ridica sufletul tău. Tu poți să ieși în față, să cânti fain, să ăsta, dar tinerii oricum știu dacă ești mânjit sau nu ești mânjit. Dacă bagi la... știți ce să este, da? Dacă... nu mai dau exemple. Nu, că voi le știți. Dar știți care e problema? Trăim o generație în care diavolul o mânjit foarte mulți în generația tânără. Și Domnul constată asta și la Sardes și spune, ești cu cei mai mulți în jurul tău, ești o biserică cu hainele mânjite. Asta constată Dumnezeu. Oare dacă ar trebui să spună Domnul de noi, oare la câți ne-ar trece numele aici pe ecran? Să zică haine mânjite. Sau cred că ar fi mai ușor, mai repede să ar găta dacă ar scrie haine curate, nemânjite. Oare la hainele curate, la inima curată, la ochii curați, la rubrica Haine nemânjite, viață nemânjită. Oare ți-ar trece Dumnezeu numele tău? Oare ar putea Dumnezeu de tine să spună în seara asta, îl cunosc mă, pe Daniel, pe Ioana, pe Vasile, ăsta e cu haina nemânjită. Asta îmi doresc pentru generația noastră. Știu că Dumnezeu are de lucrat în generația tânără. Știu că Dumnezeu are de lucrat în Timișoara. Știu că Dumnezeu are de lucrat în universitățile din Timișoara, în facultățile în care vă aflați. Vă rog ceva în numele Domnului Isus Hristos, păstrați-vă haina curată. Păstrați-vă mărturia curată, pentru că nu-l poți aduce pe unul nepocăit la adunare dacă nu ai mărturia curată, dacă nu ai o mărturie bună. Și vine Domnul și le spune, aveți mărturia moartă. Fără mărturie, hainele vă sunt mânjite. Mai constată Domnul ceva. Știți ce mai spune la constatări? Că nu au faptele mântuirii. Ei fapte aveau, dar nu le aveau cum trebuie. Aveau fapte, dar zice cuvântul Domnului în versetul 2 așa. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Știi ce arată asta? O amestecătură. Și, și. Și cu faptele firii și cu faptele Duhului. Adică o amestecătură. Știi că de la lucruri amestecate, între lucrurile amestecate pot fi lucruri expirate care să-ți producă rău? Tu poți să fii lumină în biserică, sau nu știu dacă e mai poți spune că poți fi lumină în biserică dacă nu ești lumină afară și să trăiești în întuneric. Dar, oricum, e o viață din asta, o generație care mulți dintre noi treme o viață duplicitară. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine. Acum vreo două săptămâni sau trei, am fost la Oradea la Evangelizare într-o duminică seara. Și au trebuit să mă întâlnesc cu cineva să-i dau ceva în Oradea și l-am chemat mai repede, venea de la Cluj și m-am întâlnit cu el acolo în, în Oradea. Am ajuns și eu mai repede, o ajuns și el mai repede, i-am dat ce trebuia să-i dau și am văzut că până la biserică mai aveam vreo oră jumate până să intru la, la biserică. Și m-am gândit eu, mă, și așa o când plec de la biserică, adică de fapt sigur ofi, o să fie seară când plec de la biserică, dar am zis, nu mai rămân la masă după biserică, zic, mai bine mă duc aici la molul lor de acolo, îmi iau ceva, eram cu un tânăr de din biserică, zic, mă, hai nu mai stăm de seară să pierdem vremea, mă duc și eu acasă, hai să gustăm ceva repede și zic, mergem să tui la biserică. Bine. Și unde ne-am dus? La chinezul. Doamne, ne-am dus la... Mie îmi plac tăieței. Se și vede. Și uh, am mers acolo, ne-am luat de la chinezul. Domne, tăieței arătau bine. Carnea era dubioasă. Dar din pricina sosului ălui ăla dulce care era acolo, mă tătuitam destul de dubioasă. Da, prin credință am mâncat. Am mâncat, nu mi-a fost rău, dar părea foarte ciudată. Știi ce a fost baiul? văzbaiu fost baiu că săptămâna următoare îmi vine pe, pe telefon la Google acolo, eu nu mă prea pricep, dar la recomandările alea, restaurantul chinezesc din Oradea, din molul în care am mâncat, s-a închis, l-a închis OPC-ul pentru mizerie. Când am auzit, nu se poate, domn. Pe loc mi s-a făcut rău. Nu mi-a fost rău când le-am mâncat carnea și tăieței, mi au fost rău când am văzut că le-a închis. Am zis, nu se poate. Nu zic, uite, pe mine m-a avertizat, domn, părea foarte dubioasă carnea. Zis, nu se poate. Dar vedeți, ăsta e lucru și spiritual când vii amestecat cu o viață amestecată și tu vrei să-l chem pe unul la adunare, îi produci scârbă. Când tu înjuri ca el, când tu bei și cu și fără și nu mai e nicio diferență, e ca la chinezul. Te ței bun, dar carnea e groaznică. Deci cam așa e. Cam asta e viața duplicitară. Ăsta e omul care trăiește și 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 cu biserica și cu lumea. Și normal că e foarte greu să-i aducem pe tineri, pe tinerii din Timișoara, din universități, să-i aducem în biserică. Pentru că tu, cu mărturia pierdută, tu ne pierzi și pe noi alături de tine. Domne, nu mă duc la pocăiți. Păi da, mă, dar ea, el e o specie rară. Nu, nu toți suntem ca el. Nu toți suntem ca ea. Dar omul e blocat din pricina că lucrurile sunt amestecate. Ăstea sunt constatările care le face Domnul în dreptul bisericii uh, din Sardes. Dar Domnul pentru biserica din Sardes nu se oprește la constatări, ci Domnul are și o chemare pentru biserica din Sardes. Domnul se uită și zice, asta e problema, asta, asta, asta. Dar Domnul se oprește și face o chemare pentru biserică. Știți ce e ciudat? Că biserica aceasta o ia la vale spiritual și se departează de Dumnezeu. Nu aveau persecuții ca biserica din Smirna. Nu aveau probleme, nu aveau uh, uh, cei care să vină cu doctrină falsă. Nu aveau pe Izabela. Totul aveau, aveau cuvântul, aveau, aveau un trecut bun, ori început bine. Știți ce a fost problema la ei? A fost problema că le-au mers prea bine. Le-au mers prea bine și de plictiseală de siguranța care au avut -o în viață. Nu au avut nici proroci mincinoși să că băi, eu dus în rătăcire e, prorocii mincinoși. Nu! Știți cum a ajuns biserica asta din cauza că nu au avut probleme și au fost tot un regul în biserică până la un moment dat? Știți cum a ajuns să fie? Inofensivă. Inofensivă. Ei nu mai deranjau cu nimic. Știi care e singura persoană care nu te deranjează niciodată în lumea asta? Știți care e? Ziceți, mortul. Mortul nu te deranjează. Deși ți frică, domne, de mort. N-ai vrea să rămâi cu un sicriu într-o cameră, într-o noapte. Dați bun. spun, el mortul e singurul om care nu-ți mai face nimic. Nu-ți fie frică de ea care sunt sicriu, fie -ți frică de ăia care sunt picioare. De ăia trebuie să-ți fie frică, ea să fac rău. Și au zis, domnul, voi nu mai mișcați nimic. Voi ați ajuns o biserică inofensivă. Se uita domnul și o zis, bă, dar pentru mine mai face ceva. Nu, noi, noi suntem bine. Noi transmitem live, la noi totul bine, noi suntem noi de noi, suntem cam familie. Și o zi, Domnul, mie asta nu-mi place. Mie nu-mi place. Noi nu suntem puși să nu facem nimic. Că, domne, ce aveți cu el, că oricum, el nu face nimic. De deci, ce toată lumea are treaba, el nu face nimic? Ba, din contră, trebuie să facem pentru Dumnezeu. Și dacă avem, asta spune și bisericii din Smirna. Tu trebuie să lupți, trebuie să treci prin necaz, tu nu trebuie să trăiești nefăcând nimic. Și Domnul are, are o chemare pentru biserica din Sardes Apostolul Petru vorbește în capitolul 2 cu versetul În 2 Petru 3 cu 9 Vine cuvântul Domnului și spune așa Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui Cum cred unii Ci are o delungă răbdare pentru voi Și dorește ca niciunul să nu piară Ci tot să vină la, la pocăință Pentru biserica din Sardes Domnul a avut răbdare Domnul are o chemare pentru biserica din Sardes. Pentru tine, pentru mine. O a avut într-o zi o chemare Dumnezeu. Și Dumnezeu nu s-a uitat cât e de mort omul, ci Dumnezeu s-a uitat dacă ascultă omul. Dacă ascultă, dacă acceptă chemarea care o face Dumnezeu. Și zis ce chemare are Dumnezeu? Tot ce o cheamă biserica din Sardes, Domnul cheamă la modul imperativ. O cheamă cu dragoste, dar o cheamă hotărât. O cheamă cu accentuate. Auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 2 și versetul 3. Spune cuvântul Domnului așa, Veghează, întărește ce rămâne pe moarte, căci n-am găsit la tine faptele de săvârșire înaintea Dumnezeului meu. Adus aminte, ține, pocăiește-te și veghează. Vine Domnul și îi dă șansa și îi spune, am o chemare pentru tine, biserică din Sardes. Și Domnul îi spune așa, veghează la modul imperativ. Întărește, aduți aminte, ăstea ni le plac. Dar știi ce zice Domnul? Pocăiește-te, ține și veghează. Ăstea sunt lucrurile care le face Dumnezeu în bunătatea Lui. Vă spun, orice predică, orice mesaj, cât îi de dur, trebuie să se încheie dacă e mesaj din partea lui Dumnezeu, trebuie să arate întotdeauna, indiferent că e din Vechiul Testament sau din Noul Testament, din Geneza și până în Apocalipsa, trebuie la orice mesaj să se vadă mâna întinsă a lui Dumnezeu spre om. Întotdeauna de la Geneza, de la căderea omului în păcat, de la Adam și de la Eva, mâna lui Dumnezeu a fost întinsă. Și uite că până în Apocalipsa, mâna lui Dumnezeu îi întinsă spre om să-l recupereze. Indiferent cât e de putred, indiferent cât e de complicată situația, Dumnezeu aduce lumină în viața omului când omul înțelege că e marea care o face Dumnezeu. Și Domnul se uită la biserică și îi spune, întărește ce e pe moarte. Auzi, Domne? Păi mai bine să întărești ceva ce e tare, adică să-l întărești mai bine. Dar nu, Domnul îi spune, întărește cei pe moarte. Păi domne, dacă e pe moarte, lasă-l liniștit, să se ducă. Dar Domnul nu, zice, întărește cei pe moarte. Știți, vorbesc teologii, că biserica din Sardes era o biserică foarte puternică, ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul spune, cuvântul e pe moarte. Tu știi ce e pe moarte în viața ta? Știi că în seara asta Domnul te cheamă să întărești ce pe moarte? Nu știu care sunt lucrurile care le ai. Poate e pe moarte rugăciunea în viața ta, poate e pe moarte cititul cuvântului, poate e pe moarte relația cu Dumnezeu. Totul e pe, e pe aparate, e ca la COVID. Nu mă pâlpăie plămânul, nu mă un pic e, e, oxigenul la maxim, dar nu reușește omul să răsufle. Poate totul e pe moarte în viața ta. Îți spun, Domnul te cheamă și îți spune: întărește ce nu mă pâlpăie ce e acolo pe moarte, ridică-te înaintea lui Dumnezeu și începe să întărești relația cu Dumnezeu. Începe, dar spui, da, de, de, eu sunt prea praf, eu sunt prea trântit la pământ, sunt prea trântit. Știi cine e omul care nu are puterea să accepte chemarea lui Dumnezeu? Omul care e arogant. Omul și aroganța spirituală întotdeauna nu l-a lăsat pe om pe tânăr să coboare în sala 2. Știți că sunt tineri care nu ori coborând niciodată din cauza aroganței. Oare chiar n-ai nimic? Oare chiar n-ai nicio apăsare? Oare chiar nu, nu, n-ai de vorbit nimic cu cineva? Dar ești prea arogant. Ești, nu, domne, eu sunt ok, cum să spun eu, cum să discut cu cineva. Nu, îți place așa, du-te în continuare. Că Domnul îi face numai oferta, îi face numai chemarea, dar nu obligă biserica din Sardes să se întoarcă. Nu obligă, nu mai face chemarea. Știi că pe Samson l-a omorât, știi ce? Aroganță. Aroganța, cine-i ca el, ce poate face el. Știi că totdeauna aroganța spirituală o adus în tineric și în interior și pe lângă om. Omul. omul a trăit în, într-un întuneric spiritual, că nu a avut puterea sau nu l-a lăsat mândria spirituală să se apropie de cineva, să-i spună: Te rog frumos, ascultă-mă, vreau să vorbesc cu cineva. Trec printr-un impas, trec printr-o problemă. Nu, domne, Chisacou, Baticu, în față, în spate sau în poșetă, cum îl ai și. Tu mergi înainte. Știi ce spune Domnul? Întărește cei pe moarte. Veghează. Domnul are lucruri la modul imperativ. Domnul îți arată dragostea, toată inima lui îți o arată în seara aceasta. Dar îți spune ceva la modul imperativ. Pocăiește-te, întoarce-te, întărește cei pe moarte. Veghează. Și Domnul are și un avertisment în versetul 3. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Domnul face chemare, dar și avertizează. Zice, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Îi diferență să vină la tine sau să vină peste tine. Și vine Domnul și spune, nu, nu, dacă nu ascult ce ți spun, nu vin la tine. Ca să vin la tine, te anunț să pregătești să fie tot ok. Dar când zice cineva, vin peste tine și să vezi ce o să se întâmple. Știi că la nu vine cu gânduri de pace. Știi că la nu vine cu gânduri așa să te premieze. ci totdeauna vine să te pună la punct, vine să-ți spună ceva, să te, să te scuture bine. Știi ce spune Domnul? Eu țin în întinsă. Nu te prinzi de mână. O să vină vremea când nu vin la tine, ci vin peste tine. Și numai te trezești de ce ai căzut într-un necaz, de ce ai căzut într-o ispită, de ce ai căzut într-o problemă și în alta. Știi de ce? Pentru că o îngădui Dumnezeu, din cauza că n-ai acceptat să vină la tine, o veni domnul forțat peste tine. Și atunci începi să strigi. Numai atunci e prea târziu, că deja ai pierderi multe. Când s-au întors fiul izibitor acasă, s-au întors, au fost ok, dar câte pierderi au avut? De aceea cuvântul lui Dumnezeu întâi ne vorbește, după aia ne mustră, întâi ne îndeamnă, îi spune Pavel lui Timotei, și după aceea ne mustră, după aia ne învață, câțiva pași, dar în primul rând cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă. Și în seara asta, alături de biserica din Sardes, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă. Și Domnul mai are ceva pentru biserica din Sardes. Știți ce mai are? Ceva extraordinar de frumos. Cum să spui la o biserică moartă că tu ai promisiuni pentru ea? Păi eu aș fi abandonat-o, de te-am tăi chemat, te-am tăc zis, vino, vin, o vin, lasă-mă în mă, tot pierd vremea cu tine. Știi ce face Domnul? Nu renunță la biserică, nu renunță la Sardes, chiar dacă Sardes o renunțat la un moment dat la Dumnezeu. Dumnezeu nu o renunțat la Sardes. Tu poate ești în seara asta păsat de păcate, de fel și fel de mizerii. Îți spun, în seara asta tu ai promisiuni din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu are promisiuni pentru tine în seara asta. Auziți ce spune bisericii din Sardes? Are niște promisiuni în versetul 5 și spune așa, Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Auzi, când ești mort, când te simți putred, când te simți ruinat și dar la o parte, vine Domnul și spune, eu am o haină pentru tine. Eu am o haină albă pentru tine, am ceva deosebit. Știți că haina albă îi uniforma cerului? O zic, cei ce vor birui vor fi îmbrăcați în haine, în haine albe. Asta e uniforma cerului. Dar cine știe să păstreze haina curată de aici, acela va avea haina curată, haina albă. Se va muta în împărăția lui Dumnezeu cu haina albă. Nu cu costumul cu care ne pun în sicriu. Nu ăla mordă beat care ne îmbracă. Nu. nu, Domnul zice, dacă ești biruitor, eu îți fac o promisiune. Cel ce biruiește, la capăt, nu la început, că mulți biruiesc la început. Mulți, frate, eu fac orice, Sami, bagă în echipe, că eu iau bloc în spate. Și când îl chem să duc o roabă, nu am cu spatele, cu rinichii, am cu de toate. Din ăștia care e biruitori la început, e plină, îți pline serile de tineret. Îți plin mult din ăștia care e biruitori la început. Dar Domnul spune, eu fac decorarea și eu arăt promisiunea ce te așteaptă. La final, și spune Domnul așa, cel ce va birui, va fi îmbrăcat în astfel de haine albe. Haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor. Vine Domnul și spune, dacă te întorci, dacă primești chemarea din partea mea, te îmbrac în haine albe. 2. Nu-ți șterg numele. Știi că doar cel care-i biruitor, la final, la capăt, până la capăt, ăla îi rămâne, ăluia îi rămâne numele scris în cartea vieții. Că tu zici, domne, și doctrina asta. Domne, odată mântuit, rămâi mântuit pentru totdeauna. Odată ce ți-ai scris numele în cartea vieții, rămâne scris pentru totdeauna. Uită că aici se rezolvă doctrina aceasta, că nu e așa. Zice domnul, biruiești până la capăt, nu-ți șterg numele. Nu zice că ți-l scriu, zice nu ți-l șterg dacă biruiești. Că ăla care nu biruiește până la capăt, la ăla îi se șterge. Și Domnul vine cu promisiuni și spune, nu-ți șterg numele, te prezint înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor. Te prezint. Păi cea mai mare onoare. Și m-am bucurat când m-au prezentat și au zis, uite, ăsta e prietenul meu, Dani. A fost o onoare să mă prezinte cineva la altcineva. Dar mă gândesc, oare ce-o fi în A fost când am avut emoții, când Când m-a prezentat cineva la altcineva, dacă a fost un om mai mare, mai de rang, am avut emoții. Eu și emotiv din fire, așa mic de statură și am avut emoții, că era un om mare. Dar mă gândesc, Doamne, când o să ajungem în cer, oare ce emoții o să fie pe noi? Când o să ne cheme Domnul în față și o zici, tu ai intrat, că ai biruit, vino aici, ăla îmbrăcat în haine albe. De fapt, toți o să fim așa, nu o să ne distingem, că toți o să fim. Și o să zică, vino, tată, hai să-ți prezim pe cineva. O zic, te voi, îl voi mărturisi înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Uitați-vă ce promisiune face Dumnezeu. Și Domnul mai are o promisiune cu care vreau să mă apropii de încheiere. Vine Domnul și spune așa, va, va umbla împreună cu mine. Zice, nu-L părăsesc, că El nu mă părăsit pe pământ și nu-L părăsesc nici eu. Eu nu numai îl prezint și după aia întorc spatele și nu-i mai răspund la telefon, nu-l mai bag în seamă, nu mai întreabă cu el, nu. O zis, voi umbla împreună cu el. Știți ce arată asta? Legătură de prietenie. Zice, voi umbla împreună cu El. Știi de unde știm noi care-i Că umbli cu El. Unele mai stați și la balcon cu El. Numai să vă măritați cu El. Stai cu El la balcon și te măriți cu altul. Că după aia nu mai știi ce să înțelegem, da? Dar știi ce spune Domnul? Deci eu nu-L părăsesc. Eu nu azi îl țin de mână și mâine întorc spatele. Nu. O zis, eu voi umbla, el va umbla împreună cu mine și eu voi umbla împreună cu el, în toată această biserică plină de moarte, vă spun ceva, există un fir roșu a speranței, există un fir, un fir roșu de viață și Domnul Iisus Hristos face promisiuni că starea ei se poate schimba. În seara asta sunt în locul acesta ca să-ți spun ceva, Dumnezeu are speranță pentru tine. Sunt convins, nu te întreb că sunt convins că te-ai regăsit în biserica din Sardes. Mi-a fost foarte greu să pregătesc. Cum te pregăteam, mă tot uitam. Am zis, Doamne, dar și asta ni se potrivește. Și asta, parcă mă durea, la un moment dat mă durea stomacul. Am zis, dar prea multe asemănări, prea multe asemănări între Sardes și noi. Și vine Domnul și spune, nu-i nu problemă, cât ești de mort. Eu am un cuvânt. Eu nu... Vă dați seama, noi nu... eu azi am predicat la o mormântare. Noi nu predicăm la morți. Și vine Domnul și vorbește unei biserici moarte. Moarte. M-am gândit dacă e moartă. De ce? De ce să-i mai vorbește? De ce? Că oricum nu te aude. De ce? Păi ia gândiți-vă. De ce a vorbit Domnul Isus în Ioan 11 și l-a strigat pe Lazar? Că urechea lui știți cum arăta după patru zile. Cred că era căzută sau măcar de jumătate. Era putre de toată după patru zile. Dar o știu Domnul că urechea la cuvântul lui începe să audă. Dincolo de piatră, dincolo de betonul, de piatra aceea mare care era la, la, ușa mormântului, știa că Lazar va auzi. În seara asta, dincolo de lucrurile care sunt moarte în viața ta, de ruina care o ai în viață, în seara asta doresc cu toată inima să auzi glasul lui Dumnezeu, să simți șansa care ți-o dă Dumnezeu, să simți că Dumnezeu e lângă tine și nu te abandonează. Face promisiuni pentru tine! Știi că totdeauna când promisi ceva copiilor, copilul se va raporta la promisiune. Și dacă îi spui, dacă îți faci temele, dacă ești cu minte, dacă nu știu ce, îți dau ceva la final. Știi ce ar trebui să țină biserica în vremea aceasta, în, în sfințenie și via într-o viață sfântă? În vremea aceasta, știi ce ar trebui să ne țină pe fiecare dintre noi? Promisiunile care ne le-a făcut Dumnezeu. Promisiunile care le avem din partea lui Dumnezeu. În seara asta, în locul acesta. Eu știu că Domnul dă șansă la fiecare, Domnul are șansă pentru cineva în seara aceasta. Nu știu viața care o duci, nu știu pe unde îți petreci nopțile după ce pleci de la tineret, poate ieși cu lumea și cu Dumnezeu, vii și la tineret și după ce ai tu recreerile tale, ai tu drumurile tale și localurile tale, ca să nu zic cluburile tale. Dar în seara asta, Domnul are un fir roșu de speranță pentru tine. Toată Biblia îi străpunsă de un fir roșu care îl simbolizează pe Isus Hristos. Știți cine vorbea bisericii? Știți cine trimitea celor șapte biserici scrisoarele? Știți cine? Domnul Isus. Știți cine are mesajul pentru tine în seara aceasta? Domnul Isus. Nu Dani, nu -ă, lunea viitoare, Marius, nu. Ci ia fiecare mesaj, tot când am vorbit cu frații de, de studiul acesta să-l facem. Și m-am gândit cum să, cum să ne raportăm la, la ceea ce vă vom spune. Am zis totdeauna, vreau să-l raportăm la starea care e. Pentru că cele șapte biserici, vor, scrisorile celor șapte biserici vorbește în vremea aceasta. Știi că în seara asta Domnul te poate ridica din moarte? din moarte spirituală, tu nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Dar în seara asta Domnul poate striga viață în dreptul tău. În seara asta Domnul face promisiuni pentru tine. Dumnezeu are și constatări. El știe clubul, știe ora, știe noaptea, știe... Nu-ți mai spun ce știe, știe tot Dumnezeu. Dar știi ce spune? Dacă te întorci, te primesc. Le-am zis tinerilor, de o săptămână mă, mă, mă zdrobesc cu o cântare de la, de la voi, de la corul de tineri. Și am văzut-o în seara asta pe, pe programare voastră, fără să vă spun, fără să știu. Și am zis la Mihai, Mihai, nu cântați când era programată. Zic, vreau să o cântăm la final. E o cântare care de o săptămână o cânt și vă aud în, în, în urechi. Cântarea aceasta, știți ce spune? O, cât de bun! O, cât de bun îi Dumnezeu! La o biserică moartă se mai vorbească. La un tânăr ruinat ca tine, la un tânăr ca mine, la un tânăr ca voi să-i mai vorbească Dumnezeu. Știți ce spune Isaia în capitolul 42? Că el mucul care încă mai arde nu-l stinge și trestea frântă nu va zdrobi. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Dacă ești în seara asta în locul acesta, poate ești ca Lazar, poate ești ca biserica din Sardes și simți că ești la capătul puterilor, simți că diavolul o mușca din tine și o rup din tine ce-o fost mai bun în seara asta vreau să vezi bunătatea lui Dumnezeu care se manifestă față de tine. Vreau în seara asta să simți că Domnul face o promisiune în dreptul tău. Și știi ce spune? Dacă te întorci, te primesc. Îți arăt dragostea mea, îți arăt mâna întinsă, îți arăt că te iubesc. N-ai vrea să simți în seara asta că Domnul e bun față de tine? Biserica din Sardes nu a vrut să știe de bunătatea lui Dumnezeu. De aia s-o din istorie. Contor spatele bunătății lui Dumnezeu. Dar spun, din tine poate face Dumnezeu un om minunat. Din tine poate face Dumnezeu un slujitor extraordinar. Când Dumnezeu te iartă, Dumnezeu șterge tot trecutul. Îți rupe certificatul de deces. Că ăștia erau morți. Și au zis, vă rup certificatul, vă fac promisiuni. Vă dau speranță pentru viitor. Vreau să cântăm din cântarea aceasta. Și dacă îi cineva, nu vreau să se simtă forțat. Dacă e cineva în seara asta și vrea să înceapă o nouă relație cu Dumnezeu, să-i se rupă trecutul, să-i se rupă lucrurile murdare din viață, să-i se rupă depărtarea de Dumnezeu și în seara asta vrei să iei o hotărâre nouă, să spui, Doamne, vreau să merg împreună cu Tine, vreau să simt mâna caldă care ai întins-o spre mine în seara asta. În timpul cântării, vin o să ne rugăm împreună, împreună cu frații slujitori, ne vom ruga pentru Tine. Dacă nu vrei să vii, nu-i nicio problemă stai acolo. Dar dacă vrei să începi o nouă relație cu Dumnezeu și să nu fii casardes, să-ți vezi de drumul tău în continuare, ci iei mesajul și chemarea lui Dumnezeu în timpul cântării, vino aici în față și ne vom ruga împreună Domnului. Haideți să cântăm!